Bună, Cristi! Bună, bună, Mirela! Bine ai venit alături de noi! Cu drag! Bună dimineața tuturor! Bine ați revenit alături de noi la un nou proiect, marca Smartville, care se numește Antreprenoriat pe Bune. E un fel de continuare, e un fel de grupa mare după prima mea afacere, proiectul cu care deja v-ați obișnuit, cu siguranță. Ați crescut, am crescut, creștem împreună și vrem să discutăm despre ce îi frământă pe antreprenori în această perioadă. Avem o grămadă de probleme. Pentru asta l-am invitat alături de noi la această primă discuție pe Cristian Rapcencu. Nu are nevoie de foarte multă introducere. Cristian este lector universitar la Contabilitatea ASE București și managing partner la Noutăți Contabile. Noutăți Fiscale Contabile. Scuză, m-am greșit, Cristi, cred. Și noi, băi. Bine ai venit și mulțumim că ai acceptat să fii astăzi aici. Mulțumesc pentru invitație. Da. Cred că atacăm direct problema. Prima întrebare ține un pic de supraviețuirea noastră așa ca specie. Cât de tare ne panicăm cu tot ce se întâmplă, cu toate modificările? Da, acum nu știu ce să zic. Din păcate, într-un fel, au grijă guvernanții să modifice legislația fiscală destul de des. N-ar fi prima oară când avem de-a face cu schimbări radicale. Ne-am panicat mai mult acum 2-3 luni de zile când apăruse un proiect inițial de modificare a codului fiscal unde schimbările erau și mai drastice și mai severe. Apoi, nu știu dacă a fost intenționat sau nu, strecurat acel proiect, forma finală a fost până la urmă un pic mai blândă, dar tot sunt destule modificări cu care avem de-a face, unele dintre ele de la 1 ianuarie, altele s-ar putea în cursul anului, vom detalia poate un pic mai încolo acest aspect. Așa că ținești de fiecare dintre noi. Până la urmă, că ne panicăm sau nu ne panicăm, codul fiscal se tot schimbă în permanență și poate ar fi mai bine să avem grijă de sănătatea noastră, că altfel dacă am fi mai panicați, legea nu stă pe loc. Au grijă cei de sus de asta. Corect, corect. Bun, hai să trecem un pic în revistă atunci prin aceste modificări și să discutăm mai întâi despre principalele schimbări care afectează PFA-urile, IIF, profesiile liberale. Care ar fi acestea? Da, uite, dacă ați fi de acord și pentru participanți, făcusem și un mic material pe care eventual apoi, nu știu, să ajungă și la ei, să aibă acces la materialul respectiv. Ideea este în felul următor: s-ar putea ca de la 1 ianuarie foarte multe PFA-uri să-și închidă porțile, nu neapărat de tot, ci practic să se transforme în societăți comerciale. Și asta nu neapărat că a crescut impozitul pe venit. Impozitul pe venit la activitățile independente, da? Deci tot ce ai enumerat tu, profesii liberale, aici intră notarii, medici, avocați, contabili și alte multe profesii, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, un simplu PFA care are activități de comerț sau prestări servicii, impozitul pe venit rămâne de 10%. Problema majoră aici este în ceea ce privește contribuția la asigurările de sănătate. Dacă, uite, o să dau un pic în material. Da, acesta este un mic material pe care l-am conceput, nu trebuie. Asta vi-l trimitem noi ulterior. După discuția de astăzi îl veți primi pe mail celor care v-ați înscris la proiect, bineînțeles. Da, de asta nu trebuie neapărat să notați sau să doar să fiți atenți la ceea ce discutăm așa în mare. Ideea este că în prezent, în 2023, după cum se poate vedea pe slide-ul acesta, avem de-a face cu trei plafoane în ceea ce crește contribuția la sănătate. Adică cine are venituri din astfel de activități pe care le-a enumerat până în 6 salarii minime, până în 18.000 de lei, nu datorează deloc contribuție la sănătate. Cine are între 6 salarii și 12, începe să plătească 1.800 de lei. Cine are mai mult de 36.000, dar până în 72.000, plătește 3.600, iar plafonul maxim în prezent este cel de 24 de salarii minime pe economie. Deci cine are 72.000 de lei anul ăsta din afacerea lui, da, încă o dată, ca PFA, nu ne referim acum la firme, care 72.000 sau care 1.000.000 de lei,
plătește o contribuție la sănătate de 7200 de lei. Ăsta e nivelul maxim până la care o persoană poate datora. Dacă această persoană mai este, nu știu, asociat și în altă firmă, obține venituri din dividende de acolo sau tranzacționează criptomonede și obține un câștig din astfel de monede virtuale sau are un apartament pe care îl închiriază, deci o persoană fizică poate obține venituri și din alte categorii. În prezent, toate aceste venituri se cumulează și dacă am depășit 72.000 din toate veniturile, plătesc o contribuție maximă la sănătate de 7.200 de lei. Numai că începând cu anul următor, ce se întâmplă? Avem de a face cu un plafon maxim de data asta de 60 de salarii minime pe economie, cum se vede în partea de jos a slide-ului. Anul ăsta salariul minim pe economie într-adevăr a crescut de la 1 octombrie la 3.300 de lei, până la 30 septembrie a fost 3.000 de lei și anul ăsta ne raportăm la salariul care era în vigoare la data depunerii declarației în luna mai, adică cel de 3.000 de lei. Și atunci avem aceste plafoane pe care le vedeți acolo. La anul salariul minim s-ar părea că s-ar duce undeva la 3.500 de lei de la 1 ianuarie, pentru că asta ar fi intenția guvernului. Au majorat acum, vor să majoreze și de la 1 ianuarie. Și atunci gândiți-vă, avem plafonul de 60 de salarii minime pe economie, asta înseamnă undeva la 210.000 lei, ori 10% cât e contribuția la sănătate. Înseamnă că cineva, practic ce înseamnă acest plafon? Dacă am un PFA și obțin venituri de 100.000, 150.000 în anul 2024, 180.000, dacă ai venituri până în acest plafon de 210.000, fac referire la salariul care se vehiculează, da? Atunci plătesc 10% contribuția la sănătate din venitul realizat. Deci eu practic dacă obțin 200.000 de lei la anul din PFA-ul meu ca venit, plătesc la sănătate 20.000 de lei față de un maxim de 7.200 cât era în acest an. Deci vedeți, de vreo 3 ori mai mult. Dar abia cine are venituri peste 60 de salarii minime, atunci are acest plafon maxim de 60 de salarii și plătește sănătate vreo 20 și ceva de mii de lei. Să nu uităm că la PFA se datorează și contribuția la pensii și atunci impozitul pe venit cu sănătatea, cu contribuția la pensii, s-ar putea costurile să fie mult mai mari și probabil majoritatea contabililor vor recomanda celor care au în prezent PFA-uri să-și deschidă o micro-întreprindere, o societate comercială. Impozitul poate să fie 1 sau 3%, poate o să vorbim un pic și despre micro-întreprinderi, ce se modifică și acolo. Într-adevăr, avem un impozit pe dividende de 8%, dar ca să fii micro-întreprindere trebuie să ai un salariat cu normă întreagă. Și atunci, ok, te angajezi pe tine dacă nu ai nevoie de alte persoane, dar măcar îți plătești contribuțiile practic la 12 salarii minime, 12 luni ori un salariu minim și nu la 60 de salarii minime cât va fi sănătatea pentru anul următor. Făcusem aici un mic exemplu, doar așa un pic să, dacă ar fi să-l discutăm, pentru că o altă modificare aici, în ce ar consta? În 2024, veniturile din PFA, profesii liberale, intră într-o urnă, să zicem, iar dacă o persoană obține venituri din alte categorii, cum le vedeți înșirate sus, din dividende, din criptomonede, din chirii, din drepturi de autor, pentru astea în plus se mai datorează încă o dată contribuția la sănătate, conform plafoanelor de anul ăsta, 6, 12 și 24 de salarii. Și atunci să fiți atenți un pic pe exemplul ăsta pe care l-am creionat aici. Dacă eu am un PFA și am un venit de 200.000 de lei în anul următor și încasez și dividende de la o societate în jur de 80.000, practic se pune problema, ok, ce contribuție la sănătate plătesc? Și atunci, da, acum îmi dau seama că am greșit aici un pic la sume, plătesc contribuția la sănătate la nivelul ăsta de 200.000 de lei ori 10%, adică 20.000 de lei, pentru că iau dividende de la o societate, mai mult de 24 de salarii minime, mai plătesc sănătate și pe veniturile din dividende și pentru activitatea din PFA datorez și contribuția la pensii de vreo 20.000. Deci, practic, vedeți, undeva la 50-60.000 de lei din toate încasările se duc la bugetul de stat. Deci va fi nevoie de o analiză, toți cei care au PFA-ul sau profesii liberale, să facă o analiză, să vadă marja lor de profit, să se gândească într-adevăr dacă merită sau nu să-și mai păstreze acest regim.
Pentru că dacă venitul net obținut într-un an este destul de mare, aici practic e buba majoră, aici e modificarea majoră la contribuția la sănătate. Faptul că s-a introdus plafonul de 60 de salarii minime pe economie. Adică prin asta ni s-a făcut o rană așa foarte mare și ni s-a mai dat și un mic pansament. A, vedeți că ok, plătești sănătate 20.000 de lei, dar când vei calcula impozitul pe venit, sănătatea e considerată cheltuială deductibilă. E, și cu ce mă încălzește că mai scutesc o mică parte din această sumă. Cam asta e în ceea ce privește PFA-urile. Aici e modificarea majoră. În rest nu se aduc modificări la deductibilitatea cheltuielilor. Tot așa, am voie să-mi cumpăr tot ce ține de activitatea mea, să fie în scopul activității economice. Nu s-au schimbat limite la protocol, la sponsorizări. Deci pe partea asta legislația rămâne stabilă. Modificarea majoră este aici pe parte de contribuție la sănătate. Primim foarte multe solicitări din partea dumneavoastră. Le vedem, vă vedem alături de noi, sunteți mulți. Bună ziua tuturor celor care ați intrat puțin mai târziu. Nu vă îngrijorați, veți primi acest material ulterior discuție. Singura mea rugăminte este să vă înscrieți la proiect, pentru că îl vom trimite pe mail. Și le rog pe colegele mele, avem două colegi în spate care ne ajută să rămânem cu voi, să se audă bine, să se vadă bine, le rog frumos să pună linkul către proiectul nostru Antreprenoriat pe Bune, unde vă puteți înscrie și veți primi apoi un mail din partea noastră cu aceste informații. Mulțumesc foarte mult, Cristi, pentru toate aceste informații atât de utile și hai să trecem într-adevăr la micro-întreprinderi. Ce fac cei care trec totuși, care decid să treacă sau care au și mai ales care au acum micro-întreprindere? Da, aici la micro-întreprinderi, la fel, exista în stadiul de proiect, existau tot felul de modificări și deși iarăși și eu, poate clienților mei le-am precizat sau celor care mă mai întreabă, n-ar strica așa cum să menționăm că nu mai există acel concept de marjă de profit. Vezi că dacă ai marja de profit de peste 30%, vei trece la impozit pe profit anul următor. Nu, a fost eliminat din varianta finală, din legea finală. A fost modificat. Practic, dacă ar fi să accentuăm ce se va modifica efectiv la micro-întreprindere, avem pe slide-ul ăsta, pe slide-ul numărul 3, în sensul că de la anul se mai introduce o cotă de impozitare la micro-întreprindere de 3% din venituri. Noi știm că în prezent, în 2023, avem o singură cotă de impozitare, 1% din venituri, și sunt o serie de condiții de îndeplinit. O să vreau un pic să le punctăm imediat și pe acelea, dar de la anul se mai introduce cota de 3% pentru cine? Și avem două categorii diferite. Cei care obțin venituri din toate activitățile posibile, dar dacă depășesc plafonul de 60.000 de euro în cursul anului, din trimestrul respectiv în care s-a depășit plafonul, vor începe să plătească 3% din venituri. 60.000 de euro înseamnă aproximativ 300.000 de lei, dacă ar fi un pic să rotunjim. Se ia, deci noi intrăm în 2024 în curând și se va lua cursul BNR valabil la 31 decembrie 2023. Vom vedea cât va fi, că suntem de-abia în octombrie și nu avem de unde să știm. Da? Da, da. Estimăm, să zicem, în jur de 5 lei, deci practic undeva la 300.000, aproape 300.000. Și atunci, dacă în primul trimestru din anul următor eu am venituri doar de vreo 200.000, în trimestrul ăla plătesc 1%. Dacă mai trece un trimestru și cumulat ianuarie-iunie am depășit 60.000 de euro, din trimestrul 2 încolo încep să plătesc impozit de 3% din veniturile obținute, de 3 ori mai mult. Da? Și mai avem o categorie care trece pe 3%, indiferent de veniturile obținute, deci chiar dacă au sub 60.000, nu contează, și sunt acolo enumerate, putem vedea și în lege, vă dați seama că nu o să le luăm acum să le citim pe toate, dar sunt 17 obiecte de activitate. Și dacă o societate desfășoară una din cele 17 activități de acolo, nu contează că e obiect principal de activitate sau secundar, dar poți fi și obiect secundar și obțin venituri din activitățile astea de IT. Practic e vorba de sectorul de IT, e vorba de domeniul Horeca și anumite caienuri din domeniul medicinii generale, medicină umană, stomatologie. Da? Se consideră că acolo, așa consideră guvernul, nu eu, se consideră că
sunt marje de profit ceva mai mari și atunci cota de 1% ar fi fost chipurile prea mică și intenționează să fie 3% din veniturile obținute. Cam asta e modificarea majoră. În rest, atenție că mai e un pic și se termină anul și atunci discutați cu contabilii pe care aveți fiecare dintre dumneavoastră și vedeți la anul ce vă convine să fiți. Pentru că poate nu mai îmi convine să fiu micro-întreprindere, vreau să trec la impozit pe profit. Trecerea asta prin opțiune nu se poate face în cursul anului. Singura variantă e întotdeauna începând cu anul următor. Și atunci, dacă eu știu că am marjă mică de profit și m-ar ajuta mai mult un impozit de 16% din profitul obținut și nu 1 sau 3% din venituri, trebuie discutat cu contabilul să depună o declarație la ANAF în sfârșit și de la anul să trecem la impozit pe profit. E vorba la un moment dat de o anumită marjă de profit în funcție de care începe toată analiza asta, dar nu trebuie să ne raportăm numai la ea. Undeva de la 6% în sus, dacă obții o marjă de profit mai mare de 6%, deja merită să fii micro-întreprindere. Dacă intri pe cota de impozitare de 3%, pentru că desfășori una din activitățile de acolo sau e peste 60.000, în sfârșit este o marjă triplă, undeva la 18%. Dar sunt chestii tehnice și trebuie să vă gândiți foarte bine ce vă ajută mai mult să rămâneți și de la anul încolo micro-întreprindere sau nu. Foarte atenți trebuie să fiți la definiția micro-întreprinderii. Neapărat trebuie să aveți un angajat. Angajatul trebuie să fie cu normă întreagă sau puteți avea mai mulți salariați și fracțiune de normă, adunând acele fracțiuni de normă să rezulte o normă întreagă. Sau administratorul firmei să aibă o remunerație la nivelul salariului minim, cel puțin. Asta vrea statul de la noi. Te lasă să plătești 1% din venituri, dar să ai cel puțin un angajat și practic să plătești acele taxe salariale către bugetul de stat. A rămas în continuare condiția și la anul cu privire la numărul de firme pe care o persoană le poate avea, maxim 3. Dacă eu dețin mai mult de 25% în 4 societăți, să spunem, trebuie să aleg neapărat una din ele să treacă la impozit pe profit. Deci fiecare persoană, nu contează că e persoană fizică sau juridică, poate să fie asociată în cel mult 3 micro-întreprinderi dacă procentul este mai mult de 25%, mai mare de 25%. Dacă desfășurați activități din domeniul Horeca, restaurante, baruri, hoteluri, pensiuni, firme de catering, etc., aici aveți impozitul de 3%, indiferent de veniturile pe care le obțineți. Dacă vreți să fiți micro-întreprindere, puteți să aveți și 1 milion de euro și 2 milioane de euro. Cei din domeniul Horeca sunt un pic avantajați aici pentru că nu trebuie să respecte nicio condiție din definiția micro-întreprinderii și cu toate astea pot să fie micro-întreprinderi. Numai că guvernul le introduce cota de 3% începând cu anul următor. Mulțumim foarte mult. Au început să vină și întrebările. Într-adevăr, formatul discuțiilor noastre acesta este, puteți să adresați întrebări invitaților noștri. O întrebare anonimă. Ce părere aveți despre plafoanele la sănătate care acum se aplică separat pe tipuri de venituri? Nu credeți că este o scăpare de fapt sau e clară intenția? Acum, dacă ne referim acum în sensul că 2023 nu se aplică separat pe tipuri de venituri, se aplică la grămadă. Dacă de asta întrebarea sună un pic ce înseamnă acel acum. Dacă e de la anul, nu, clar a fost intenția asta, da, să se strângă cât mai mulți bani la bugetul de stat, deși nu prea este ok, pentru că până la urmă contribuția la sănătate trebuie să fie una singură. Eu dacă, Doamne ferește, ajung într-un spital, nu mi se pun 10 paturi la dispoziție că am plătit 20.000 contribuția la sănătate. Tot un pat primesc și tot o injecție în caz de ceva. Așa că știm foarte clar, intențiile nu sunt totdeauna curate din partea guvernanților, în sensul că intenția lor e să colecteze cât mai mulți bani la buget. Știm într-adevăr că bugetul de sănătate este într-un mare colaps și casa de sănătate la fel are probleme. Foarte multe societăți nu își recuperează banii pe concediile medicale de ani de zile. Doar dacă încep să le faci somații și îi ameninți cu acționatul în instanță, am văzut că, nu știu cum, prin minune firmele astea încep totuși să primească niște bani. Deci cam asta ar fi intenția. Mi se pare, uite, sunt câteva întrebări legate de cei la normă de venit, că tot am discutat despre PFA-uri. Aici analiza se face în funcție de norma de venit, da?
Și atunci vom vedea pentru anul următor, când va apărea nomenclatorul cu normele de venit, care este nivelul normelor și sănătatea se va plăti la norma de venit. Și atunci, într-adevăr, nu știu, sunt pe IT și norma de venit, să zicem că va fi 50.000 de lei. Plătesc sănătate 10% din 50.000, practic nu mai am treabă cu plafonul de 60 de salarii minime. M-am referit inițial la cei care sunt impozitați în sistem real, adică efectiv cât încasează și cât le rămâne venitul net. Dar cei care sunt pe normă de venit datorează sănătatea la norma de venit. Bine și precizarea asta de făcut. Da. Am mai primit și alte întrebări și salutări de la foști studenți. Ce se întâmplă când ai contract de muncă, dar obții venituri și din drepturi de autor sau dividende din alte părți? Întreabă Dimitran. Dacă contract de muncă și dividende în alte părți. Aici rămâne, adică pe parte de ambele categorii, să zicem, atât timp cât sunt salariat, într-adevăr, începând cu anul următor, nu mai datorez pe partea aceasta contribuția la sănătate. În ceea ce privește drepturile de autor și în prezent la fel, cine este salariat nu datorează nici măcar contribuția la pensie pentru drepturile de autor, dar cu atât mai mult și la anul regimul rămâne la fel. Am înțeles. Întreabă cineva ce fac notarii, de exemplu, care pot funcționa doar sub această formă de profesie liberală și nu neapărat ca societăți comerciale. Cu părere de rău, nu prea au ce face. Acum, într-adevăr, veniturile poate obținute sunt destul de însemnate în cazul acestei profesii, dar de asemenea nu mi se pare corect să plătească sume atât de mari. Asta e legislația și mă dați seama, trebuie să fiu neutru și doar să comentăm, nu doar să discutăm oportunitatea modificărilor sau nu, că știm foarte bine la ce răspuns ajungem. Da. Ales Robert întreabă, deci când treci la plătitor de TVA, treci la impozit de 3%, corect? Nu are nicio legătură. De aceea n-am vrut să insist foarte mult pe 300.000 de lei. La TVA avem un plafon standard și fix de 300.000 de lei pe care dacă îl depășești, treci la TVA, ești neplătitor și când ai depășit plafonul, treci la TVA. La micro-întreprinderi, baza impozabilă alcătuită din alte elemente. De exemplu, la TVA, eu dacă vând cuiva mărfuri de 100.000 de lei și tai o factură de avans de vreo 200.000 de lei cuiva, am depășit pragul de la TVA. Avansurile intră în calculul cifrei de la TVA și trebuie să devin plătitor de TVA, deși nu sunt venituri. Avansurile nu sunt venituri, ci de-abia când vând produsul sau prestez serviciu se recunoaște venitul. În schimb, la micro-întreprinderi, ok, ai vândut mărfuri de 100.000, ăsta e venitul tău, 100.000. Deci nu trebuie amestecate deloc pragul de la TVA cu cei 60.000 de euro de aici de la micro-întreprinderi. N-au nicio legătură, componența e diferită. Mai preiau o întrebare și apoi o să trecem și noi la întrebarea următoare din discuția de astăzi. Alin Ionuț, dacă trecem la impozit pe profit din anul următor, putem reveni la impozit pe venit? Am înțeles că dacă o societate trece la impozit pe profit, nu mai poate reveni niciodată la impozit pe venit. Da, începând cu anul acesta s-a adus, 2023 mă refer, a fost adus această modificare și trebuie să fiți foarte, foarte atenți dacă sunteți micro-întreprindere anul ăsta și la un moment dat treceți la impozit pe profit. Ori că ați încălcat una din condițiile din definiție, ați depășit 500.000 de euro, ați rămas fără angajați, ați început să tăiați consultanță în diverse domenii și ați depășit 20% din totalul veniturilor din activitatea asta de consultanță. Deci când se încalcă una din condiții sau eu prin opțiune vreau de la anul să trec la impozit pe profit, într-adevăr, legislația prevede, vezi că dacă ai făcut această trecere, rămâi pe viață la impozit pe profit. Nu mai poți niciodată să revii la regimul de micro-întreprindere. Nu-ți convine că s-a întâmplat chestia asta, singura soluție este să îți faci o altă societate, o iei de la zero ca fiind micro-întreprindere și să plătești 1 sau 3% apoi iarăși în funcție de veniturile obținute. Dar cine este anul ăsta la impozit pe profit? Așa a început la 1 ianuarie 2023 la impozit pe profit, de exemplu, poate opta la anul să devină micro-întreprindere. Fiecare avea dreptul, începând de la 1 ianuarie 2023, fiecare avea drept o singură dată să vadă când vrea să fie micro. Și dacă am început anul la impozit pe profit, la decembrie îndeplinesc toate aceste condiții,
pot să optez la anul să trec la micro-întreprindere. Dar apoi, iarăși, dacă după un trimestru încolo încep să încalc una din condiții, rămân pe viață la impozit pe profit. Am înțeles, mulțumesc frumos. Voi trece și eu la următoarea întrebare pe care o aveam eu pe lista mea. Aș vrea să discutăm puțin despre veniturile din salarii pentru anumite categorii, și anume IT, construcție, agricultură, industria alimentară. Da, făcusem aici tot așa. Am extras modificările astea majore care ne impactează. Mai sunt și alte chestiuni tehnice, dar măcar astea majore poate reușim să le discutăm împreună. Da. Modificările acestea la IT, la construcții, agricol și industria alimentară nu intră în vigoare cu 1 ianuarie 2024, conform legii, așa cum a fost adoptată ea. Ar trebui să intre în vigoare începând cu luna următoare, lunii în care legea va fi publicată în Monitorul Oficial. S-au grăbit foarte mult acum 2 săptămâni să adopte legea în Parlament, să fie luna septembrie publicarea în Monitorul Oficial, ca aceste măsuri să intre în vigoare de la 1 octombrie, numai că s-a făcut o contestație la Curtea Constituțională și practic până nu se pronunță Curtea Constituțională asupra acestei legi, ea nu poate fi publicată în Monitorul Oficial. Și atunci, dacă ipotetic în octombrie Curtea Constituțională respinge acea plângere, acea cerere făcută și legea va fi publicată în Monitorul Oficial, tot ceea ce voi spune eu acum în câteva fraze, ar intra în vigoare de la 1 noiembrie, adică luna următoare, lunii în care legea va fi publicată în Monitorul Oficial. Da? Deci dacă se publică în octombrie, de la 1 noiembrie avem de a face cu aceste modificări. Practic, ce se întâmplă? Se aliniază într-un fel tratamentul, regimul, și cei din IT sunt băgați acum în aceeași oală cu cei din construcție, agricol și industrie alimentară. De exemplu, la cei din IT, în prezent, încă îmi permit să zic asta, în prezent, ei sunt scutiți doar de impozitul pe venit, indiferent de câte contracte de muncă au și indiferent de venitul realizat. Știm că în IT, na, sunt venituri ceva mai consistente decât în alte profesii și nu e de blamat, nu zic cu răutate sau ceva. Și atunci, chiar dacă cineva ar avea salariu de 30.000 de lei, nu datorează impozit pe venit deloc. Dar IT-știi datorau contribuția la sănătate și contribuția la pensii pentru veniturile obținute. De când legea va intra în vigoare, ce se va întâmpla? Vei avea dreptul la scutire de impozit pe venit doar la un singur contract de muncă, acolo unde ai tu funcția de bază. Deci dacă cineva ar avea mai multe contracte de muncă, trebuie să vadă unde are funcția de bază. Și mai mult decât atât, scutirea de impozit va fi valabilă doar până la venitul brut de 10.000 de lei. Practic, tot ce depășește ca salariu suma de 10.000 de lei va fi impozitat cu impozitul pe venit de 10%. Dar încă o dată, și vreau să fie clar, dacă eu am salariul brut 11.000 de lei, nu înseamnă că mi se ia impozit pe tot salariul. Ai depășit plafonul, îți impozitez tot salariul. Nu. Se impozitează partea care depășește plafonul neimpozabil. Deci 1.000 de lei ori 10%, ăsta va fi impozitul datorat. Deci vom avea acest plafon neimpozabil de 10.000 de lei, iar pe ce depășește plafonul de 10.000 se va impozita. Contribuțiile sociale se percep în continuare pe tot salariul. La construcții și domeniul agricol și domeniul acesta al industriei alimentare, ce se întâmplă? Și aici la fel aveam impozit, scutire de impozit, numai că acum, bine, și înainte era plafonul de 10.000 de lei, fusese introdus pe parcurs, numai că modificarea în ce constă? Scutirea se acordă tot așa doar la un singur loc de muncă, acolo unde angajatul are funcția de bază. Înainte nu exista această restricție, la fel dacă aveai mai multe contracte, scutirea ți se aplica la fiecare în parte. Acum, foarte clar, trebuie să fie vorba doar de funcția de bază. Și unde îi va ustura foarte rău pe cei din aceste domenii e la contribuția la sănătate, care înainte nu se datora deloc, cei 10%, iar, nu știu, de la 1 noiembrie sau când va fi legea publicată, contribuția la sănătate va deveni obligatorie și în cazul lor, cea de 10%. Și de aceea spun că oarecum cei din IT erau scutiți de impozit, dar plăteau contribuțiile sociale, cei din construcții
erau scutiți de impozit, dar nu plăteau sănătate, acum o vor plăti și ei. Și pentru toată lumea, și pentru IT-iști, și pentru cei din construcții și așa, contribuția la pensii va fi aceeași, va fi diminuată cu procentul aferent pilonului 2 de pensii. În prezent 3,75% acel procent. Deci, practic, în loc să plătesc contribuția la pensii de 25%, ca orice salariat normal, ei plătesc pensie de 21,25%. Li se reține din salariu, în sfârșit, nu plătesc ei în mod direct. Da? Dar încă o dată, aceste măsuri nu au intrat de la 1 octombrie în vigoare, nimeni nu garantează că vor intra de la 1 noiembrie. Mai întâi trebuie să așteptăm publicarea legii în Monitorul Oficial și începând cu luna următoare vor intra în vigoare. Am mai extras pe același slide faptul că în ceea ce privește tichetele de masă și voucherele de vacanță, la fel, de când se va publica legea luna următoare, se va datora contribuția la sănătate în cazul lor. În prezent, dacă dau unui angajat tichete de masă, suport doar impozitul pe venit de 10%, fără contribuții sociale. Odată cu noua lege, voi plăti și impozitul de 10% și contribuția la sănătate de 10%. Și într-un fel te gândești, oare e rentabil să dai tichete de masă sau nu? Măcar scutești contribuția la pensii de 25%, să ne gândim așa, și atunci fiecare își face o analiză. Dar încă o dată, uite, crește costul practic pentru angajator, pentru că să-i mai oprești angajatului din salariu, nu știu, dacă ai negociat un salariu net, dacă îți permiți sau apar discuții acolo între cei doi și probabil firma va majora un pic venitul brut, astfel încât scăzând contribuția la sănătate, totuși salariul net să rămână același. Sunt discuții interne și fiecare va vedea cum procedează. Și o ultimă măsură aici, apoi mai vedem întrebări sau schimbăm subiectul. În ceea ce privește concediile efectuate de angajați, nu știu câți dintre dumneavoastră vă permiteți ca buget să decontați concediile de odihnă efectuate de salariați. Chiar și dumneavoastră ca patron de firmă, poate sunteți angajat pe propria firmă. Codul fiscal zice că poți să decontezi serviciile turistice sau de tratament. Chiar dacă pleci doar tu sau pleci și cu familia, soția, copiii într-un concediu, poate să fie în țară, în străinătate, nu contează, dar să nu depășești într-un an de zile echivalentul salariului mediu pe economie. L-am trecut acolo pe anul ăsta, e undeva la 6.789 de lei. Și totuși, în luna în care se decontează aceste concedii, să nu depășești 33% din salariul de bază. Modificarea în ce constă? Că acum scrie foarte clar, nu poți să decontezi unui angajat și concediul de odihnă, să-i plătești hotelul sau unde a fost el și să-i dai și vouchere de vacanță. Că ei consideră că e un fel de dublu avantaj. Din moment ce i-ai dat vouchere de vacanță, rolul lor tocmai ăsta era să plece angajat un concediu undeva. Dacă îi mai decontezi separat, e ca și cum are un dublu beneficiu salariatul și au venit să elimine această facilitate. Voucherele de vacanță oricum pot fi folosite doar în țară, doar pentru turism intern. Facilitatea cealaltă, să-i decontezi concediu, putea să plece și în Maldive salariatul, dacă eu vreau să-i decontez o parte din concediu, să nu depășesc plafonul ăla, că apoi devine venit salarial și plătesc toate taxele. Depinde de bugetul firmelor. Cam astea în mare, așa, pe parte de venituri salariale. În rest, la fel, nu avem modificări majore în ceea ce privește, adică nu avem deloc modificări la deducerile de la salariat sau să crească impozitul pe salariu sau ceva. Nu, rămâne de 10%. În regulă, mulțumesc frumos. Vom mai prelua într-adevăr întrebări, pentru că sunteți foarte mulți care ne urmăriți. Mulțumim mult. Peste așteptări, adică nu neapărat, dar foarte, foarte mulți și aveți foarte multe întrebări. Dacă nu vă răspundem, este pentru că nu avem timp, efectiv. Dar voi mai prelua o întrebare. Alin Ionuț întreabă, eu am deschis o societate nouă și nu am angajat pe nimeni în primele 30 de zile. Dacă la sfârșitul anului o să angajăm pe cineva, putem trece la impozit pe venit de la 1 ianuarie 2024? Păi da, anul ăsta presupun că firma e plătitoare de impozit pe profit, neangajând pe nimeni. Sau dacă la Registrul Comerțului, când firma s-a înființat, avocatul sau cine a depus documentele a bifat că firma trebuie să fie micro-întreprindere, treceau 30 de zile, văd că n-am angajat pe nimeni,
trebuie să depun declarația 700, un formular, și să trec la impozit pe profit, practic cu data înființării. Și faptul că anul ăsta sunt la impozit pe profit, da, am dreptul la anul să trec la micro-întreprindere, dar neapărat la decembrie să am cel puțin un salariat. Și atunci pe 20 ceva decembrie fac un contract de muncă, îndeplinesc condiția la decembrie să am un salariat și pot fi micro. Da. O întrebare anonimă. Pentru anul 2024 obțin venituri PFA 190.000 de lei, dividende 150.000 de lei și chirii 30.000. CSS se plătește cumulat pentru 210.000 de lei sau se calculează CSS pentru fiecare venit? Nu pentru fiecare venit. Activitatea de PFA separat și apoi toate celelalte, dividende, chirii, criptomonede, drepturi de autor, în altă grămadă de acumulat. Deci activitatea de PFA doar se separă, dar celelalte rămân la grămadă. Deci cum a dat colegul nostru exemplu, veniturile din dividende cu cele din chirii se adună. Vedem cât obținem și atunci maxim la 24 de salarii plătim sănătatea. Iar pentru veniturile din PFA mai plătesc o dată sănătatea în funcție de plafonul ăla de 60 de salarii. Deci nu se cumulează toate trei. Încă o dată, PFA-ul separat și apoi toate celelalte la grămat. Uite, mai era aici o întrebare, scuze, ar fi ok să Florin întreabă, Florin Mircea, dacă plafonul la pensii 25% rămâne tot la 24 de salarii, se modifică doar la sănătate. Da, asta ar fi bine să subliniez, era și în exemplul acela. Plafonul de 60 de salarii minime doar la sănătate se introduce, nu și la pensii. La pensii rămâne calculul ca și în prezent, 12 salarii sau 24, care din ele se depășește. Deci la pensie nu s-au adus modificări, doar la sănătate atât. O regulă, mulțumesc frumos. Judith Kiss întreabă, doar cei cu drepturi de autor nu datorează CSS dacă sunt salariați altundeva cu contract de muncă sau toți cei care sunt în sistem real? Păi nu, cei care au un PFA în sistem real, chiar dacă sunt salariați undeva, tot datorează contribuția la sănătate. Doar cei cu drepturi de autor și cei care au contracte de activitate sportivă, în sfârșit mai e chestie mai de nișă asta. Dar o persoană care are un PFA, eu dacă am un PFA și nu știu, sunt salariat la ASE, da? Ce contează că sunt salariat undeva? Eu pe PFA plătesc sănătatea spre 60 de salarii încolo, cum explicam mai devreme. Iarăși, o dublare. Faptul că sunt angajat, oricum mi se reține sănătatea. De ce trebuie să mai plătești și pe PFA? Asta e o întrebare ce trebuie adresată altora. În altă parte. Ovidiu Busuioc întreabă, care este numărul maxim de contracte de muncă pe care le poate avea o persoană în același timp? Păi nu avem în lege strict așa un număr maxim, numai că în codul muncii a apărut, cred că anul trecut undeva, în vară, toamnă, nu știu, nu mai rețin exact luna, dar a apărut o modificare în sensul că programul de lucru nu ar trebui să se suprapună. Dacă lucrezi pentru mai mulți angajatori, programul de lucru nu ar trebui să se suprapună. Și am avut discuții și cu juriști pe drept fiscal și pe dreptul muncii și așa. Faptul că de acolo rezultă că este o obligație asta sau un drept al salariatului. Dom'le, nu știu, nu-mi permit și nu vreau să lucrez sau cineva mă obligă. Deci, dar nu avem un număr clar de contracte de muncă. Dar s-ar părea că în urma acelei modificări, dacă eu deja lucrez undeva cu 8 ore, n-aș mai putea să mai îmi fac 2-3 contracte tot cu 8 ore, că se consideră că ziua totuși are 24 de ore și nu pot să o împart. Dar nu rezultă foarte clar de acolo dacă este o obligație sau e mai mult ca o prevedere, nu știu, să nu existe litigi apoi între firme și angajați și așa. Dar nu scrie, ca să răspund pe scurt, nu scrie nicăieri în codul muncii, o persoană are dreptul la maxim 2 sau maxim 3. Pot să fac contract de muncă cu o oră pe săptămână cu 50 de firme și am o oră pe săptămână, ori nu știu câte zile, ori așa, și nu se suprapune programul de lucru. Deci depinde, dacă spun normă întreagă, dacă spun timp parțial, sunt mai mulți factori. Care sunt modificările pentru firmele care sunt deja la impozit pe profit? Întreabă Nicu Zoom. Aici modificări majore nu sunt. O să avem aici, făcusem așa doar un slide pe partea asta și la plătorii de impozit pe profit.
Și dacă vă uitați un pic acolo, avem modificare, introducerea unui impozit minim doar pentru entitățile, vedeți, care anul ăsta au o cifră de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro. Deci discutăm deja de firme destul de mari, dar dacă ne raportăm un pic la, totuși, la majoritatea entităților și așa, nu avem nicio modificare, efectiv niciuna. Nu că sunt unele mici sau nu, nu avem nicio modificare. Și asta e foarte bine iarăși față de proiectul inițial, când s-ar fi dorit limitarea cheltuielilor cu autoturismele în loc de 50% cât e în prezent la 25%. Erau tot felul de alte modificări aduse, dar până la urmă s-a renunțat la toate și s-a introdus, după cum vedeți pe slide-ul ăsta, s-au introdus cele trei impozite. Cei care au peste 50 de milioane de euro în acest an, la anul vor compara impozitul pe profit cu un impozit minim. E o formulă acolo, iarăși e o chestie tehnică, dacă cineva efectiv are peste 50 de milioane de euro, presupun că are și departament contabil destul de serios și așa. De asta cred că totuși ne raportăm azi la mediul de afaceri, cu afaceri medii sau mici. Pentru bănci, pentru tot ce înseamnă instituții de credit, se introduce un impozit suplimentar. Adică pe lângă faptul că ele poate plătesc impozit pe profit, mai plătesc în plus 2% din cifra de afaceri pentru următorii 2 ani și apoi se trece la 1%. Și mai sunt cei din domeniul petrol și gaze naturale, unde la fel vor plăti un impozit suplimentar celui pe profit, 0,5% din venituri, ajustate un pic cu niște indicatori, dar încă o dată e o chestie prea tehnică. Deci cam astea sunt categoriile de entități care, dacă sunt plătitoare de impozit pe profit, la anul vor avea modificări. Dar o firmă, să zicem, normală, și la anul va calcula impozitul pe profit exact ca în prezent. Ok, voi mai prelua o întrebare. Aș vrea să întreb dacă rămâne posibilitatea de redirecționare a 20% din impozit ca sponsorizare. Pentru ce lună se depune de 100 în cazul redirecționării în plus pentru anul 2022? Iarăși, față de proiectul inițial unde scoseseră deducerile astea pentru sponsorizări, până la urmă au revenit și le-au lăsat cam prezent. Deci o micro-întreprindere, de exemplu, poate sponsoriza în fiecare trimestru în limita 20% din impozitul datorat. Și aș vrea un pic să subliniez, pentru că multora le-a scăpat această modificare anul trecut, în 2022, când s-a produs. Vedeți că dacă noi acum, să zicem, am închis trimestrul 3, calendaristic vorbind, contabilicește mai avem, contabile de-abia au început munca, dar trimestrul 3, iulie-septembrie, s-a închis. Și dacă eu am făcut o sponsorizare către un ONG de 1000 de lei, impozitul meu, acum când mi-l calculez, să zicem, impozitul este de 2000 de lei pe tot trimestru. Și atunci noi calculăm cât e 20% din impozitul calculat. Păi 2000 de lei ori 20% e 400 de lei. Tu cât ai sponsorizat? 1000 de lei. Și codul fiscal zice foarte clar, dacă sponsorizezi mai mult decât limita din acel trimestru, suma cu care ai sponsorizat în plus o pierzi pentru totdeauna, nu se mai reportează și ți-o scazi în trimestrele viitoare, cum se făcea până în 2021. Și atunci, toți cei care sunt antreprenori, toți cei care au o firmă, când vreți să faceți o sponsorizare și vreți să vă și ajute la impozit, vă rog, nu uitați de acest aspect. Nu zice, lasă-mă că sponsorizez mai mult, că scade eu în trimestrele următoare. Nu se mai scade. Și cine a sponsorizat, într-un fel pierde aia 600 de lei. Într-un fel, am zis că până la urmă se face și o faptă bună acolo că am ajutat un ONG, dar fiscal vorbind, eu nu mai am dreptul să scad din impozit. Și atunci, în loc să plătesc impozit de 2000 de lei, se scade cu acea sumă de 400 de lei, acea limită maximă, și mai declar la stat 1600 de lei. Și practic ăsta e impozitul final de plătit pe acel trimestru. Fiecare trimestru se ia de la zero. Și de aia, dacă am sponsorizat mai mult într-un trimestru, pierd suma aia la diminuarea impozitului pe venit. La impozit pe profit, situația este un pic diferită. Calculul se face la sfârșitul anului, calculul final al impozitului pe profit. Se calculează și trimestrial, dar chiar dacă sponsorizezi mai mult în trimestru 3, nu e o tragedie, pentru că la decembrie, când închid anul și fac calculul pe tot anul al impozitului pe profit, acolo nu se face doar pe fiecare trimestru, se face cumulat, s-ar putea să recupere și acea diferență. Dar la micro-întreprinderi
n-ai folosit toată suma în trimestru, la o pierzi. Am înțeles. Înțeleg de la colegele mele că sunt anumite întrebări apropo de acest material și voi repeta pentru cei care nu au fost la început. Aveți un link? Sunteți, ne urmăriți în acest moment fie de pe Facebook, de pe LinkedIn sau de pe YouTube. Din unul din aceste canale, în private chat, acolo unde lăsați comentarii, unde lăsați întrebări, colegele mele au pus un link către pagina proiectului. Vă rugăm să vă lăsați acolo adresele de mail pentru că nu le putem colecta de peste tot. Astfel ele se adună într-o oală așa și noi putem apoi să vă trimitem un e-mail cu acest document atașat. Deci intrați și pur și simplu vă lăsați adresa de mail urmând acel link, da? Dând click pe acel link. Mai avem, o să mai iau o singură întrebare și apoi voi continua și eu cu ce mai aveam pe listă. Nu este discriminatorie aplicarea CSS a plafonului de 60 de salarii doar pentru activități independente? Breazla contabilor autorizați și experților contabili nu au făcut nicio adresă în acest sens? Da, păi bineînțeles că e discriminatoriu. V-am zis, nu mă feresc de astfel de comentarii, să se creadă că țin cu vrunii sau cu alții. Normal că nu este ok. Cum am zis și mai devreme, sănătatea una o avem și în caz de ceva nu beneficiem de tratamente multipreferențiale în spitalele de stat. Dar asta e modalitatea lor de a strânge bani și de unde nu are sens și nu are logică. M-a întrebat cineva mai devreme dacă există, odată ce se publică în Monitorul Oficial, dacă se mai poate modifica iar sau dacă pot apărea în continuare alte modificări. Nu, dacă Curtea Constituțională o declară neconstituțională, atunci ei trebuie să mai modifice, să urmărească decizia curții, să vadă ce anume și să modifice mici aspecte și să o dezbată din nou și să o adopte în Parlament. Dacă, virgulă, Curtea Constituțională respinge acea plângere, să spunem, efectiv se publică în Monitorul Oficial așa cum a fost adoptată. Deci nu mai pot să vin acum cu mici amendamente, stai că ne-am dat noi seama de fapt că mai trebuie să schimbăm ceva. Nu, în forma adoptată, în forma aia va fi și publicată în Monitor. Da. Ok. Să discutăm puțin și despre impozitarea proprietăților imobiliare și autoturismelor. Da, uite, cred că vă pusesem aici pe parte de taxe locale, este asta. Da. Modificarea aceasta adusă undeva aici pe slide-ul 7, cine când îl veți primi, v-am zis, vă puteți uita mai în detaliu. Se introduce acest impozit special doar la persoanele fizice, unul din ele, o să vedeți, e vorba de clădiri. Iar în ceea ce privește autoturismele, aici e vorba și de persoane fizice și de juridice. Practic, dacă eu sunt o persoană fizică și dețin o clădire care are o valoare mai mare de 2.500.000 de lei, undeva la aproape 500.000 de euro, așa să rotunjim, voi plăti o diferență, adică 0,3% impozit la taxe locale pe suma care depășește acest plafon. În mod normal, impozitul la taxe locale pe clădiri rezidențiale ăsta se fixează de către fiecare consiliu local sau cum e în București pe sectoare și așa mai departe, dar conform codului fiscal ar trebui să fie impozitul pe un apartament, să zicem, între 0,08% și 0,2% pe an. E, dacă ai o clădire cu valoarea mai mare de 2.500.000 de lei, pe suma care depășește acest plafon plătești 0,3% impozit. Deci nu chiar atât de uriaș sau atât de imens. Dar depinde, iarăși, de fiecare localitate la ce nivel au impozitul pe clădiri. Iar în cazul autoturismelor, încă o dată, că-s firmă sau persoană fizică, dacă valoarea unei mașini e mai mare de 375.000 de lei, undeva la vreo 75.000 de euro ar veni, atunci se plătește tot așa 0,3% la suma care depășește acel plafon. Și atenție, e vorba de valori individuale, nu se pune problema, păi stai că am 5 mașini, a câte 80.000 bucata, total 400.000. Nu. Valoarea unei mașini să fie peste 375 sau valoarea unei construcții să fie de peste 2.500.000, nu cumulat. Dacă eu am 3 apartamente a câte 50.000 de euro fiecare sau nu știu cât, fiecare au valori mici. Nu le luăm la grămadă.
Cam asta ar fi pe parte de taxe locale, introducerea acestor două impozite. În rest, iarăși, aici nu s-au modificat cota standard pentru cei care au construcții, pentru cei care au mașini. Impozitele rămân la același nivel, bineînțeles, cu atât consiliile locale și așa pot veni cu actualizări. Dar strict această lege introduce doar aceste două noi impozite. Ok, mulțumesc mult și într-adevăr mi se pare foarte utilă precizarea cu această cumulare, pentru că am auzit și la radio într-o dimineață că erau foarte vehemenți, foarte agitați. Proiectul inițial așa prevedea și probabil nu ți-au zis. Dacă s-ar lua cumulat, ok, da, ai 5 apartamente care în total fac 3 milioane, plătești nu știu ce în total. După aia, în varianta finală a rămas pe valoare individuală. Am înțeles. De-aia zic, au mai îmblăzit așa din ce ajunsese inițial așa în presă. Mai îndulcit un pic. Despre plafoanele de numerar, ce ne poți spune? Ce acolo știu? Da, aici într-adevăr modificările sunt semnificative și vă rog atenție, așa cum am scris și în acest material. Aceste prevederi noi vor intra în vigoare în 15 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial, nu de la 1 ianuarie. Și atunci, dacă ipotetic, nu știu, săptămâna viitoare, Curtea Constituțională se exprimă, respinge acea solicitare și legea va fi publicată în Monitorul Oficial, în 15 zile ar intra în vigoare aceste noi plafoane. Pe scurt, despre ce este vorba? În prezent știm că eu, dacă sunt o firmă și cumpăr ceva de la o altă firmă și valoarea facturii e mai mare de 5.000 de lei, am voie să-i plătesc maxim 5.000 de lei în numerar și restul trebuie prin bancă. Și mai mult decât atât, n-am voie să fracționez la plată acea factură. Deci dacă am o factură de 6.000 de lei și am plătit 500 de lei cash, gata, ți-ai jucat asul, ai folosit o chitanță cum ar veni, restul trebuie obligatoriu prin bancă. N-am voie să tai 500, 500, 500 până sting toată factura. Maxim o plată a cărei valoare să fie de maxim 5.000 de lei. Plafonul scade la 1.000 de lei. Deci de când legea va intra în vigoare, eu dacă sunt firmă și cumpăr ceva de la o altă firmă în valoare de 1.500 de lei, să spunem, maxim 1.000 de lei pot plăti numerar, iar restul trebuie prin bancă. Avem și operațiunile cash and carry, cum sunt magazinele acelea comerciale mari, nu dăm nume și așa. Plafonul era de 10.000 de lei, acolo scade la 2.000 de lei, da? Destul de mult. Avem, în ceea ce privește plățile sau încasările în relația cu persoanele fizice. De exemplu, dacă eu vreau să-mi iau dividende din firmă, am voie maxim 10.000 de lei pe zi în prezent. Vreau să cumpăr ceva de la o persoană fizică, mă duc în târg la Vitan și cumpăr o mașină de la o persoană fizică pe firmă și vreau să-i plătesc cash, maxim 10.000 de lei. Odată cu legea aceasta, plafonul scade la jumătate, la 5.000 de lei cash, deci maxim 5.000 de lei putem plăti pentru ce cumpărăm sau dividende sau eu știu ce alte împrumuturi făcute de asociați și restituite. Urmând ca peste încă un an de zile, 2025, iar să se înjumătățească, să ajungă la 2.500 de lei. Și din punctul meu de vedere, cum vedeți acolo scris cu roșu la atenție, poate efectul cel mai drastic al legii ar fi undeva la introducerea acestui plafon pentru soldul din caserie, care de foarte mulți ani de zile nu mai exista. Adică nu aveam plafon pentru soldul din caserie. Țin minte când eram eu la liceu, la facultate, acum foarte mulți ani, țin minte că mai exista așa ceva, dar apoi a fost eliminat. Și practic, dacă legea intră în vigoare undeva în octombrie, punem 15 zile apoi și să avem grijă să nu avem la finalul zilei sold în caserie mai mult de 50.000 de lei. Și știm foarte bine, normal că nu generalizez, dar sunt destule societăți care au solduri ridicate în caserie, solduri pe care nu le pot justifica apoi, nu mai zic și de chestia asta. Da. Atât timp cât în prezent ai banii fizic, eu pot să am 1.000.000 de lei în caserie în prezent. Dacă vine antifrauda sau ANAF-ul și zice unde-s banii din caserie? Uite, ok, pa, la revedere, bine că i-am văzut. Deci nu zic că era ilegal și în prezent să avem sold mare în caserie. Poți să ai oricât, 1.000.000.000 de euro, dar ideea e să poți să-i arăți, ideea e să poți să-i justifici.
dar sunt o serie de societăți care, na, probabil s-au scos niște bani la nevoie din firmă, s-au folosit în scop personal și pe firmă nu s-au luat documente, facturi, etc. Și atunci soldul în caserie a tot crescut de-a lungul anilor. Și eu, dacă am câteva sute de mii de lei în caserie și vine legea asta peste mine și îmi zice, vezi că ai voie maxim 50.000 de lei de acum încolo să ai sold la finalul zilei, trebuie să vedem cum procedăm, trebuie să vedem cum facem. Să ne luăm dividende dacă avem din ce, să vedem cum procedăm, pentru că se introduce și o amendă în cazul ăsta de 25% din suma care depășește plafonul acesta în cazul nejustificării ei. Deci dacă legea intră în vigoare, eu am sold în casă 80.000 și vine cineva în control, bani de la instituția statului, chiar dacă îi arăt banii efectiv, uite 80.000 cât am în casierie, păi da, dar plafonul era 50.000. Pe restul de 30.000 plătesc o amendă de 25%. De asemenea și pentru toate tranzacțiile acestea de plăți, de încasări, unde depășesc noile plafoane de 1.000 de lei între firme și 5.000 de lei în relația cu persoanele fizice. Și acolo, în prezent, avem o amendă de 10%, conform legii astea crește și aici la 25%. Statul consideră că operațiunile cu numerar duc la creșterea evaziunii, că sunt greu depistabile și de demonstrat, și atunci încearcă pe cât posibil să mărească sancțiunile și amenzile, inclusiv la cei care folosesc case de marcat, și acolo se aduc modificări în ceea ce privește amenzile. N-ai tăiat bon fiscal, ți-am găsit diferențe în casă față de încasările de pe Z și așa mai departe, crezi și acolo destul de mult. Că e bine, că e rău, iarăși, nu mă pronunț. Da, da, da. Și chiar a întrebat cineva ce o să facem când soldul casei devine în minus, dacă nu se poate credita firma prin casă. Prin, exact cum scrie în lege, prin virament bancar. Eu, ca asociat, trebuie să am niște bani la bancă și creditez din contul personal în contul firmei. Știu că și în prezent se fac acele creditări artificiale oarecum. Aoleu, am sold în minus, că am făcut niște plăți. Lasă că fac un contract de creditare în numerar. Normal că nu aduc și banii, că nu țin neapărat casa sub control. Și într-adevăr, paragraf pe care l-am sărit de acolo din prezentare, legea la fel spune că plățile acestea în relația cu asociații, acționarii unei firme și așa, se vor putea face doar prin instrumente de plată fără numerar, adică prin transfer bancar. Și atunci, dacă n-am nici bani la bancă și așa, nu știu cum facem, dar cash nu va mai fi permis. Da. Mai preiau două întrebări și apoi mai am eu, mai trecem rapid așa prin ce mai aveam pe listă. TVA-ul crește la 9% pentru achizițiile de imobile de până la 120.000 de euro? Da, la fel cei care sunt interesați și pe partea de TVA și așa, am extras câteva aspecte. De la anul se modifică la destul de multe operațiuni și una destul de importantă ca pentru o persoană care vrea poate să-și ia și el o casă prima oară și a strâns un anumit buget, crește TVA-ul de la 5% la 9% pentru vânzările de locuințe și în rest condițiile rămân aceleași. Ai voie să-ți cumperi maxim o locuință și valoarea să nu depășească plafonul de 600.000 de lei. Da? Locuința să poată fi locuită ca atare și acum legea introduce criterii mult mai drastice. Nu poți să-i mai vinzi un apartament cuiva fără faianță și gresie și parchet, pentru că se consideră că nu poate fi locuită ca atare. Păi da, dar poate vrea omul să-și pună parchetul lui, că i-a rămas de la altă casă și în rest are toate facilitățile. Nu, trebuie să îndeplinească toate condițiile pe care le vedeți acolo, pentru că legea zice foarte clar, condițiile trebuie îndeplinite cumulativ, toate, nu 3 din 8 sau 4 din 8, toate. Și atunci, la momentul vânzării, trebuie să ne asigurăm că avem tot ce înseamnă utilități, toate cele trase. Și nu, bine, nici înainte nu puteai să vinzi la gri sau la roșu sau ceva, dar faptul că îți lipsea faianța, gresia, ca clientul să-și aleagă ce model îi place și poate să-și o pună el după și așa, înainte, ok, puteai să-i vinzi cu 5%. Acum nu, dacă nu îndeplinești condițiile de acolo, TVA-ul aplicabil e 19%.
Da. Da. Operațiuni au trecut de la 5% la 9%, altele au trecut de la 5% direct la 19%, cum ar fi accesul la facilități sportive, la săli de fitness, de exemplu. S-a dat o măsură acum câțiva ani ca să se sprijine oarecum domeniul și așa, s-a introdus TVA-ul de 5%, acum nu că se duce la 9%, se duce la 19% de la 1 ianuarie. Dar să vedem legea în monitorul oficial. Exact. Cei care dau anul ăsta avansuri, scuze un pic, dar e important de precizat, cei care dau anul ăsta avansuri să-și cumpere o locuință, la anul o vor cumpăra tot cu 5%, pentru că la data avansului cota era de 5% și atunci se menține cota și la data vânzării. No, e super important, într-adevăr. Deci dacă, pentru cei care au dat avans anul acesta, rămân pe știți. Da, okay. Și să nu accepte din partea dezvoltatorilor vreo minciună de asta mascată. Păi știi că TVA-ul a crescut și-ți cresc și eu prețul. Nu, dacă eu am dat avans anul ăsta, vinzi locuința tot cu 5%, nu încerci să te folosești ca să mă păcălești sau ceva. Da, da, da. Foarte important. Mulțumim mult pentru toate aceste precizări. Am văzut că am primit întrebări din partea voastră apropo de e-factura. Vom avea un webinar dedicat pe această temă. Desigur, Cristi, dacă vrei să transmiți ceva sau să spui în două cuvinte. Da, nu, doar că, într-adevăr, ușor, ușor, ce mai sunt 3 luni din anul ăsta, în lege scrie foarte clar că de la anul toate persoanele impozabile, deci atenție, nu doar plătitorii de TVA, toate persoanele impozabile, asta înseamnă și PFA-uri, și firme, și plătitori, și neplătitori de TVA, ar trebui să emită facturile în format electronic și apoi să le transmită prin acest sistem e-factura. Și mai mult decât atât, de la 1 iulie 2024, deci de la jumătatea anului următor, se vor introduce și sancțiuni. Și într-un fel este acolo o precizare, cred că o extrăsesem și aici undeva în partea de sus. Începând cu 1 iulie, pentru operațiunile realizate în România, se consideră facturi numai cele care sunt trimise prin e-factură. Ce înseamnă chestia asta? Că dacă am o factură care n-a fost trimisă prin sistem, documentul ăla nu mai e factură. Adică eu practic cumpăr ceva și chipurile nu o să am dreptul să-mi deduc TVA-ul în urma achiziției că partenerul n-a declarat-o în sistem. Aici mi se pare un pic deplasat. Poate până la jumătatea anului următor mai modifică totuși un pic legislația. Ce vină am eu cumpărătorul dacă furnizorul n-a raportat factura prin sistemul? De ce să pierd eu TVA-ul din achiziție dacă eu sunt de bună credință? Deci aici este un pic de umblat, de modificat, dar trebuie să renunțăm ușor ușor la a face facturi de mână, ca mai întâlnim cazuri, facturi în Excel, în Word, și nu neapărat că vremuri trecute și învechite, dar ușor, este și mai ușor, e și mai simplu să tai factura cu un soft de facturare, nu fac reclamă sau ceva, și ne ușurează într-un fel și munca. Dar de la 1 ianuarie încă o dată vom fi obligați, chiar dacă suntem plătitori sau nu de TVA, să transmitem facturile prin acest registru. Da, așa este și așa cum spuneam, dacă nu ați făcut-o încă, înscrieți-vă la proiect, dați click pe linkul pe care l-au lăsat colegele mele, le rog să mai lase acum o dată acel link, pentru că vom avea aceste discuții detaliate. Cred că merită într-adevăr discuții dedicate TVA e-factura. Aș fi vrut să mai întreabă cineva la cafea, au preparat 9 sau 19%. Am avut o discuție marți, un proiect pe care îl realizăm împreună cu Delia Mircea de la Conzila.ro, și acolo Delia și invitatul au discutat exact despre acest lucru, despre TVA-ul aplicat la cafea. Mai aveam o întrebare apropo de impozitul minim pe cifra de afacere a companiilor mari. Dacă vrei să trecem rapid și prin asta. Da, în ce sens? Păi menționasem un pic mai devreme despre acest impozit. Și spre deosebire de celelalte impozite la bănci și la cei din petrol și gaze, unde impozitul ăsta suplimentar, impozitul calculat este suplimentar impozitului pe profit, la cei care au peste 50 de milioane de euro și n-au activități din domeniul furnizării de energie electrică și gaze,
nu plătești și pe ăla și pe ăla. Se face o comparație între impozitul pe profit, rezultat, și acest impozit minim pe cifra de afaceri. Și se vede care este cel mai mare dintre cele două și acesta se declară. Și în spatele acestei noi impozitări, să zicem, sunt foarte multe aspecte tehnice care țin de partea de contabilitate a fiecărei societăți în parte. Sunt chestiuni mult prea tehnice și nu știu dacă ar fi bine să vedem detaliu. Dar de la anul din 2024 se introduce acest impozit minim. Mai găsim o întrebare. Dacă intră în vigoare de la noiembrie, cum se va plăti impozitul pe venit la micro pe trimestrul 3? 1% pe octombrie și 3% pe noiembrie? Păi nu. Nu, am zis doar la salarii că intră în vigoare începând cu luna următoare. La micro-întreprinderi se aplică de la 1 ianuarie 2024, da? Deci faptul că intră în vigoare acum sau nu, la micro-întreprinderi de la 1 ianuarie intră în vigoare. Doar la veniturile din IT, construcții, agricol, ce am discutat acolo pe parte de salarii, acelea intră cu luna următoare, lunii publicării. Am mai venit o întrebare. Asociațiile, fundațiile și altele neimpozabile nu trebuie să treacă la e-factura? De asemenea și firmele din România care cumpără și vând numai în afara țării. Intrăm deja în discuția. Da, pot să răspund, dar poate vreți să... Te rog, că mi se pare o întrebare importantă, dacă da. Păi atât timp cât un ONG nu desfășoară activități economice, nu intră în categoria persoanelor impozabile și atunci n-ar avea obligația asta în mod normal. Dar dacă avem ONG-uri care au și activități economice, practic sunt considerate și pe parte de TVA persoane impozabile apoi și au și ele obligativitatea asta. Da. La ce ne mai așteptăm în 2024? Cum crezi tu că o să arate mediul de business din România? Cred că și cel mai bun vrăjitor din toate filmele astea de la Hollywood, dacă ar ajunge în România, n-ar putea să dea un răspuns la întrebarea asta. Pentru că, într-un fel, nu prea ne așteptăm. Majoritatea modificărilor oricum sunt făcute prin ordonanțe de urgență, nu așa cum prevedea codul fiscal, cu cel puțin 6 luni înainte să se obișnuiască mediul de afaceri. Deci e greu aici de făcut așa estimări. Nu ne așteptam poate la începutul anului, după ce se face rocada la guvern, să se vină și cu acest proiect de lege aprobat destul de repede, hai, cu răspunderea în Parlament, cu tot, să fie adoptat. Așa că surprize o să tot avem din punctul meu de vedere. Da. Și nu știu dacă plăcute. Știu că mai sunt întrebări la care nu am răspuns, au fost foarte multe. În cazul în care mi-a scăpat una, Cristi, și ai remarcat-o tu. Da, nu știu. Foarte multe. Mulțumim, vă mulțumim mult pentru sistemul e sigiliu, întreabă cineva. Nu, dar abia ce e în acest lege prevăzut. Întreabă ceva dacă au apărut norme sau ceva. Da. Nu, trebuie să apară în 60 de zile de la intrarea legii în vigoare, trebuie să apară ordinul al președintelui ANAF cu normele. E sigiliul ăsta oarecum să se urmărească în timp real, un fel de chip introdus în sigiliu pe tot ce înseamnă mijloace de transport și să se poată urmări trasabilitatea așa a mărfurilor. Vom vedea exact prin norme ce se va prevedea. Da. Am înțeles. Bun. Încă o dată, rugămintea este să vă înscrieți la proiect pentru a putea primi mail cu acest document atât de valoros pe care l-a prezentat astăzi Cristi, pentru că sunteți foarte mulți, ați lăsat foarte mulți adresele de mail, nu vă putem trimite fiecăruia pentru că nu avem resursele necesare. Dacă vă înscrieți la proiect, trimiterea mail-ului se face automat. Deci încă o dată, dați click pe linkul pe care îl pun colegele mele și înscrieți-vă la proiect pentru a putea primi acest document ca să putem fizic efectiv să facem asta. Mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ai dat astăzi, atât de importante. Cred că s-a mai făcut un pic lumină în hățișul legislativ. Da, sper măcar un pic așa să fi lămurit anumite aspecte, nu toate, pentru că
Da, întrebările sunt destul de multe și nu putem răspunde la toate. Dar exact cum ai zis, sper că măcar cele mai mari așa nelămuriri să fi dispărut. Cu siguranță. Și oricum, discuția noastră de astăzi va rămâne înregistrată. Puteți să vă uitați încă o dată pe YouTube sau pe Facebook, cred că rămâne pe YouTube. Oricum, aveți înregistrarea. Puteți să vă uitați și să ascultați cu atenție, să primiți apoi documentul și sunt convinsă că veți primi răspunsuri la toate întrebările pe care le puteți avea acolo unde există astăzi răspuns, evident. Mulțumim mult de tot, vă așteptăm și la următoarele ediții ale discuțiilor noastre din Antreprenoriat pe Bune. Vom discuta despre săptămâna viitoare, vorbim despre ce formă de organizare să alegem în funcție de aceste taxări diferite. Vă invit alături de mine și de invitata mea. Și mulțumesc frumos, Cristi. Cu drag. Și vă urez o zi bună. Vă așteptăm. Like, subscribe, toate alea unde doriți și rămâneți aproape. Mulțumesc mult. Zi frumoasă tuturor. La revedere, la revedere și mulțumim participanților.